a fost înregistrată în această dimineață. Cazul a fost semnalat de către un domn care a sunat numărul de urgență 0763255731. Fiind înregistrat un exemplar de făcina Relița, un caz moderat de disconfundere și e o femelă. Bună ziua, numele meu este Marian Paiu și sunt director executiv al ONG Mare Nostrum și expert mamifere marine. Prin comparație cu ceilalți ani, situația ieșorilor cetaceelor la litoral românesc se prezenta cu 1 până la 4 exemplare eșuate până în acest moment. Însă acest fapt nu coincide neapărat cu vârfurile de eșuare înregistrate la litoral românesc și aici putem da câteva exemple anului 2012, 2017, 2022, când 203 exemplare au fost înregistrate eșuate pe plajele românești ale Mării Negre. Cauzele pot fi multiple, însă din păcate starea de descompunere avansată în care se regăsea marsuinul de dimineață a făcut imposibilă atribuirea unei cauze prin simplă observare vizuală.